la picior. Arm! Gardă de descoperit! Gardă pe loc, trebuie! Da. Ne aflăm aici să aducem un ultim omagiu. În onoarea celei ce a fost fiică, soră, prietenă și colegă, Aura Ioana. Și-ar fi dorit ca totul să fie cât mai discret. Asta este de datoria noastră să o cinstim. Aura s-a născut la data de 26 martie 1990 în București și a absolvit școala primară în același loc. În anul 2005 a intrat la Colegiul Național Matei Basarab din București. În anul 2009 a fost înmatriculată ca student în Institutul Medico-Militar București și în Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila București, Facultatea de Medicină Generală. Pe data de 31 iulie 2013 a depus jurământul de ofițer și a fost înaintată la gradul de sublocotenent, confirmată în serviciu medical, specialitate medicină generală. Cine era Aura? Pentru cei care au avut privilegiul de a avea aproape, Aura era vocea rațiunii. Era cuvântul care te alina, vorba care te dojenea, dar totdeauna era inima care era alături de tine, printr-o sinceritate simplă, deși cuvântul care o caracterizează era complexitatea. Iubea să cunoască, să știe și să cuprindă, să pună întrebări și să primească răspunsuri care să-i hrănească setea de cunoaștere. Vorbea cu patos despre lucrurile care o pasioneau și puneau suflet atunci când făcea ceva cu plăcere. Iubea liniștea, iubea iubirea și visa la o iubire ca în povești. Când simțea că oboseala și stresul își făceau simțită prezența, când era plină de îndoieli și de semne de întrebare, se retrăgea din atenția publicului. Așa cum îi plăcea să spună, se înconjura de frumos, de muzică, de familie și de cărți. Îi plăcea să citească, să înțeleagă și să vadă departe de rândurile scrise în cărți. Și mergea atât de departe încât ceea ce aprecia și considera valoros devenea principiu, devenea un stil de viață. Compasiunea pentru semeni a determinat-o să depună o muncă asiduă în pregătirea ei, ce nu se rezuma doar la carte, ci și la acțiuni continue de voluntariat, la patul pacientului, în gărzi sau în sala de operație. Și a slujit cu devotament patria, încununindu-și parcursul cu jertfa supremă. Orice vei face va fi insignifiant, dar important este să faci. Era motorul care alimenta voința cu care lupta să demonstreze că mai există respect, iubire, onestitate, empatie și simplitate. Prin jertfa făcută, Aura nu este doar un exemplu demn de urmat ce se va pierde neant în timp, ci eroina unei națiuni care ne-a arătat ce înseamnă sacrificiul suprem. Gestul său a aprins în noi, colegii Aurei, sentimente înălțătoare ce ne aduc împreună pentru a ne uni spre un viitor mai bun. Începând cu data de 21 ianuarie 2014, a fost înaintată post-mortem la gradul de locotenent, datorită participării cu mult curaj și dăruință misiunii umanitare de prelevare de organe, în care ofițerul student și-a pierdut viața într-o catastrofă aeriană pe data de 20 ianuarie 2014. Dumnezeu să o odihnească și nu te vom uita niciodată. Dumnezeu să o odihnească. Dumnezeu să o ierte și să o odihnească.